A trecut prima noapte la spital și vreau să spun că e bine să fim așa amândoi. Chiar dacă n-am dormit, cine știe ce, că am ajuns în cameră, cred că era vreo 3 jumate, 4, nu știu cât. Cam 4 era, 4 dimineața când am ajuns în cameră, pentru că am stat foarte mult acolo unde am născut. Bine, am stat așa mult din cauza că am mai născut o tântică și au fost ceva complicații și toți au plecat acolo și ne-au lăsat, eram singuri pe stațiune, dar vreo 2 ore nu ne-a deranjat nimeni și ne-au adus destul de târziu aici. Na. Și până ne-am pregătit de somn și așa, a durat ceva. Dar faptul că suntem noi doi în cameră și nu mai e o altă persoană străină și, nu știu, pe mine m-a ajutat să mă odihnesc mai mult într-un timp mai scurt. Și acum e Florina acolo cu bebe. Așa, cât e ceasul acum? Este 10 și jumătate aproape. Am mâncat. Și eu mă simt destul de bine. Pot să spun că mă simt foarte bine. Oricum o să fac un filmuleț în care o să povestesc așa mai în detaliu. Dar, na, mă simt destul de bine, dacă după o naștere, adică, na, nu pot să mă apuc să mă alerg la maraton sau să fac cine știe ce. Și cam așa, frumos. Îi mulțumim Domnului că ne-a întărit pe amândoi și pe mine și pe Florin, că... Eu nu am făcut mare lucru. Păi n-ai făcut mare lucru, dar ai făcut atât cât trebuia. Nu trebuie să faci mereu mare lucru. Melisuca, trebuie să ai grijă cu el, că e mic, mic, mic. Ușor, ușor, ușor. Uite așa, uite așa, ușor. Hei! Daniel, tata, Melissa, Daniel, Daniel, cucu, ce ce mă? Nu să arătăm mai aproape. E, vedeți că... Hai să nu cazi, mă. Daniel, îl trezești pe bebe, tati, ușor. Mă trebuie să învăț. Ala nu sta pe el. Stai... E mare burta. Vrei să te urci pe pat? Da. Da, cadou vrei? Da. Vrei să de mami un cadou? Ai fost cu minte? Da. Sigur? Da. Melissa, tu ai fost cu minte? Și vrei și tu un cadou? Și o să fii cu minte până vine mami acasă? Atunci se duce tati și va duce către un cadou. Daniel, stai că ți-aduce tati cadou. Ce-a primit băiatul? A primit cadou? Hai, tu îți desfaci cadoul? Încă nu. Nu? Să vedem ce are Danielul. Lego! Ce-a primit Daniel? Să vă jucați aici. Vrei să desfacem de tot? Da. Și tu vrei să vezi ce ai primit, Melissa? Da.
Unde e loc? Așa. Uite, ca să învățăm să numărăm frumos. Unde e unul? Unde e? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bravo! Mami, poate să vă joc și eu cu asta. Alu, Daniel, păi vă jucați împreună. Ia, tu ce ai făcut? Nu le mai faci, nu vrei să le faci bine acum? Da. Pachet asta. Mi-a făcut o dată. Și îți place jocul ăsta? Da. Și îți place gălăgia? Cred că da. Nu, nu, lasă-l acolo să facă nani. Ca să crească mare. Oh, nu vrea să crească mare, nu cu deasă. Vrei să fie așa mic mereu? Să se poată juca cu voi, dar trebuie să mare se poate juca cu voi. Trebuie să-i crească și lui din sușor. Uite, flamingo e bine. Uitați la vazan, parcă m-a călcat trenul. Așa mă simt. Deși a trecut noaptea destul de bine, a doua noapte la spital, cum să spun, per total am dormit bine, dar cu foarte multe treziri, multe de tot. La fiecare scâncet, la fiecare respirație mai altfel. Dar a trecut bine. Mai avem de stat o noapte în spital și mâine putem pleca acasă. Doarme. Doarme, se întinde. Profită că are loc unde să se întindă. Da, și aseară n-am mai filmat. S-a încheiat cam brusc cu vlogul. Au venit și băieții și ne-au vizitat, ne-au dus flori și acolo și dincolo. Și am stat. A fost fain. Și cred că o să facem și astăzi. O să mai vină, o să meargă Florin să o ia pe Melissa. Să o aducă să stea mai mult cu noi, că ea, fiind mai mare, e mai afectată și înțelege mai multe. Daniel nu are niciun stres. Și atunci să o mai aducă pe Melissa să stea cu noi azi toată ziua. Și probabil o să mai primim vizite. În rest n-o să facem. Încă bine ce să faci la spital și duminica. Mi-au luat sânge de dimineață. Adică de dimineață mai devreme, că acum e 8 și un sfert. Mai devreme a venit o doamnă doctoriță și mi-a luat sânge. Să vedem cum stăm cu fierul după naștere. Și în rest nu o să se întâmple nimic interesant astăzi.
Așa. Uite, măi, mult făină mică. Mă trage din seringă. Ești pe putură ta mică. Mică, care deja e așa de lungă. Avem acasă. Avem. Avem prietenii. Îți place de el? Da. E frumos? Da. Nu așa tare pe tine. Că ne mai trebuie. Cum îl cheamă? Am văzut. Am plecat cu bebe la plimbare, așa-i? Mergem la înghețată. Deci eu nu mai trebuie să zic nimic. Da, mama, am văzut. Eu nu mai trebuie să zic nimic, că Melisa povestește tot. Da, când ați împrăștiat pietrele de aici, de la flori. Ce memorie bună are Melisa. Melisa, ce înghețată ți-ai luat? Ia, arată. Kinder Bueno. Vrei să te ajute tati să o desfaci? Hei, stai, scură și alta cuțitură. Uite cu... Dacă e cu ciocolată. Nu, e cu ciocolată. Bă, e faci cu unul. Păi, am zis, mamă. Ia cu unul. Ai zis Kinder Bueno. Am zis eu. Citrună. Tata Victoria? Care? Care e înghețată?
Ce ți-ai luat acolo? Citrună. Citrună, Ais? Și m-ai făcut pe mine să mănânc încă înghețată. Tu, du-te la tate să ți-o desfacă. Nu știu cum așa. Așteptăm să plecăm acasă. Deja am împachetat, am strâns tot ce era de strâns. Bebe doarme, mai trebuie să-l schimb pe el, dar îl las. Și înainte să plecăm, îl schimb. În rest, totul e strâns, pregătit. Să mergem acasă la ceilalți copilași, că deja mi-e dor de ei. Iubitu, ceva impresii? Cum a fost șederea la spital? Preferam acasă. Păi preferai acasă, dar a fost foarte bine că am fost aici împreună. Că, de exemplu, și azi noapte. Deci acum doarme, mai e treabă cu el, dar azi noapte a fost cam mărit. Și cred că de pe la vreo 11 până pe la vreo 5 nu prea a dormit, numai așa, reprize foarte, foarte scurte. Și vă dați seama că singură eram căzută în cap până acum, dar așa l-am luat eu 2 ore, l-am mai luat Florin 2 ore, l-am luat iar eu și tot așa, și apoi am reușit să ne odihnim cât de cât, că altfel, na, e mai greu la început, dar sper să ne găsim ritmul când ajungem acasă și să doarmă, să se odihnească. Oricum a fost bine că am avut camera noastră. Da, păi a fost foarte bine. Dacă mai are cum că un bebeluș, cum să auzea stereo. Da, când adorme unul să plângă altul și tot așa, păi nu reușești, n-ai nicio șansă. E foarte, foarte obositor. Daniel, cine e acolo? Bebe. Bebe? E bebe? Melissa, cine e acolo? Bebe. Bebe? Bebeluș. Și acolo cine e? Da. Ce faci, draga mea? Am un bebe în față. Da? Și îți place? Da. E bebelușul tău preferat? Da. Hai că ți-am făcut și poză. Câte poze? Mai multe. Mai multe? Câte vrei? 1, 2, 3, 4. Cred multe. Că ți-am făcut mai mult de 4. Ce-ai zis? Nu, bine. De acum ai tu grijă de bebe, mami merge să facă nani. Domn tu cu bebe, da? E, deci ce? Și deși tățică, da? Nu! Mami, dă tățică! Așa? Păi dacă ai grijă de bebe, trebuie să-i dai tu. Nu! Bebe trebuie să dă tățică la bebe. Îmi începe cântecelul ăla. Cum? Spip, da? Snapi, 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 snapi. Snișnap, snapi, tățele cu cuturile. Snișnap, snapi, tățele cu cuturile. Tățele cu cuturile. E cânt lui bebe?